Bună iubitele, frumoasele, drăguțele, astăzi o să vă vorbesc despre oje. Eu am o colecție foarte numeroasă de oje și o să vi le arăt și să vă spun care sunt bune, care sunt mai puțin bune. Preferatele mele sunt astea de la Colistar. Colistar este o firmă foarte bună, ojele sunt foarte de calitate. Eu am un roz, un roșu portocaliu, un albastru verde, un roz cu sclipici și un alb cu sclipici. Colistar costă cam 6 euro. Ține mult oja, nu ai nevoie să treci cu lac peste, e ok. Haideți să vedem alte. Asta am descoperit-o de puțin timp, se numește Shaka. Au culorile foarte frumoase, așa brilantinate. Îmi place, ține mult, ține ca lumea pe unghii, nu trebuie să dai cu lac. E bună și costă vreo 3 euro. Nu costă mult deloc. Sunt foarte drăguțe. Haideți să vedem altă firmă. Am astea de la Essence. L-am pe ăsta roz, alb și pe ăsta verde. Verzuliu, așa. E ojă, costă cam 3 euro și asta 3,50 euro. Este bună. Îmi place, ține pe unghii. Da, n-ai treabă cu ea. Deci și asta e ok. Hai să trecem la astea de la NYX. Astea de la NYX am tot cumpărat, tot sperând că să fie bune. Oja de la NYX nu e bună. Ține puțin. Să șterge, când o dai pe unghii se face opacă, nu trebuie să neapărat să dai cu lac, că altfel nu ține. Deci nic nu. Singura care e bună de la nic e asta cu sclipiciuri. Ține o grămadă, dar mult. Eu am cumpărat, cred că asta e 5-6 până acum. Astea sunt foarte bune, ține mult, sunt lucioase, sclipicioase, foarte, foarte mișto. E singura care ține de la Anic. Astea, nu. Haideți să vedem o altă firmă. Am o ojă de la Pupa. E roșu mai închis, e nemaipomenită, ține o grămadă. A trebuit să o șterg ca să se dea jos. E foarte, foarte mișto. Deci Pupa, ok. Mai avem aici am niște oje de la Deborah Milano. Și Deborah e bună. Am mov, auriu și albăstru ăsta care e mai mult blugi, așa, denim. Ojele astea și astea sunt foarte bune, rămâne bine pe unghie, nu trebuie să le dai cu lac peste, e ok și astea, țin foarte bine, nu, bun. Îmi plac foarte mult astea de la Deborah. În schimb, astea de la Debbie, care e tot de la Deborah, deci Debbie face parte din Deborah, asta mov și am două mov, una mai închis și una mai deschis și galbenă, nu sunt bune. Nu țin deloc, vai de viața lor. Și marea colecție de la Kiko am o grămadă de culori. Asta e roz, culoarea salmon, un roz mai deschis, sidefat, un ciclam roșu, sidefat, grena roșu, nanțe de verde. Astea au așa ca niște pietricele înăuntru, foarte mișto pe unghie. Asta e verde Tiffany și verde iarbă. Ojele de la Kiko sunt bune, ține o grămadă timp, da, o grămadă. Ține chiar și o săptămână, dacă nu și mai bine. Am și culorile astea de albastru, ăsta e negru, ăsta e gri. Foarte frumoase astea. Mai l-am și pe ăsta mov. Un alt mai mov, mai deschis și maro și mov cu. Deci, fetelor, asta e colecția mea de oje. Am o grămadă. Deci, cam asta a fost. Sper că video v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, abonați-vă la canalul meu și vizitați pagina
La rivedere!